Dimineața perfectă începe, bineînțeles, cu o cafea pe care de obicei o savurez stând la birou, urmărind un video pe YouTube sau, în cazul de față, făcându-mi schița pentru emisiunea de la radio. Emisiunea mea e lunea, da? Deci, în weekend nu o să am chef, nu o să-mi stea gândul să-mi fac eu schițe pentru emisiune. Trebuie să recunosc că apreciez foarte mult timpul meu liber și prin timp liber mă refer la timpul în care ori mă uit la videoclipuri, ori mă joc, ori pur și simplu nu fac nimic. Adică la mine timpul liber nu se duce înspre a filma. Dacă filmez, dacă fac poze, dacă fac orice lucru de genul ăsta, e deja muncă, nu e timp liber. În timpul liber vreau să-mi permit să nu fac nimic. Iar weekendul e momentul ăla în care pot să nu fac nimic, așa că nici măcar nu o să-mi fac schița pentru emisiune. Lunea dimineața, în timp ce îmi savurez cafeaua, am destul timp la dispoziție să îmi găsesc ideile. Și exact asta fac. Faptul că aleg să împărtășesc în online ideile, gândurile, pasiunile și talentele mele e doar o manifestare a creativității și e pur și simplu ceva ce eu aleg să fac. Asta nu mă transformă brusc într-un model de urmat și nici nu mă obligă să ating o anumită perfecțiune doar pentru că mă afișez. Fie că trebuie să merg undeva, fie că am de filmat ceva într-o anumită zi, durează de obicei între 30 de minute și o oră să mă aranjez. Depinde, pentru că momentul ăla în care pun machiaj pe față e pur și simplu un moment de relaxare. Îmi pun să văd un video pe YouTube, e cumva momentul meu de liniște și pace singură. Faptul că cineva ar crede ceva despre mine, despre cum arăt eu nemachiată, nu mă transform în entitatea aia pe care și-o imaginează persoana respectivă. Prin urmare, părerile legate de aspectul meu sunt egale cu zero, păreri în general. Mă machiez pentru că așa vreau eu, iar dacă am momente sau zile în care pur și simplu am chef să mă afișez nemachiată, din nou, e pentru că așa vreau eu. Îmi place să mă machiez din timp, motivele fiind simple. Oricât de grăbit aș fi, pot să mă duc, salut, sunt pregătită, sunt gata. Chiar dacă de multe ori intervine gătitul în ecuație, pentru că doar pentru că trebuie să merg eu la radio sau doar pentru că am de filmat un video sau doar pentru că am alte lucruri de făcut, mâncarea nu o să se facă singură. La fel, nici gura mea la radio nu o să vorbească singură doar pentru că eu trebuie să fac de mâncare. Cred că ați înțeles ideea. Așa că să ne mai tot mirăm că apar comentarii pe YouTube că gătesc cu machiaj pe față sau că miros la mâncare sau lucruri de acest fel, pentru că, da, sunt lucruri de făcut în viața asta. Nu doar să arăți perfect. Dar dacă poți să și arăți perfect și să și gătești, de ce nu? Ei bine, de data asta n-am apucat să fac de mâncare pentru că înainte de radio trebuie să merg la un control oftalmologic. Iar dacă mai prindeam și o fereastră liberă, probabil că filmam ceva pentru un viitor clip pe YouTube. De fiecare dată când sunt machiată și prind o fereastră liberă, bine, profit de fereastra aia să filmez ceva. Ciao! Ia ghici de unde vin. Am fost la Ronela, mi-am făcut control la ochi. Nu înseamnă
luat și agenda și mi-am după aia să fac niște poze antre, nu? Ai apucat să te uiți peste melodii. Spune că te aud, te ascult. Oportunitățile pe care le-am avut, le-am și le voi avea, există pentru că nu m-am limitat la a privi viața altora, nu m-am limitat la a comenta viața altora. Eu am făcut ceva pentru visurile mele și am reușit să obțin anumite experiențe pe care alți oameni nu le au. Motivul? Poate pentru că au renunțat prea repede, alții nici măcar nu au încercat. Sunt oameni care renunță la visurile lor tocmai pentru că există alți oameni care comentează. Îmi pare rău pentru ei. Îmi pare rău că nu pot reuși să treacă peste faptul că există în lumea asta oameni care nu pot să accepte că tu vrei să faci ce vrei. Nu neapărat ceea ce se așteaptă societatea de la tine să faci. Am făcut o introducere la emisiune și am ieșit puțin. Da, dacă vedeți în spate chestii dubioase, așa vezi situația puțin pe aici. Nu e nimic nou, nu e nimic neobișnuit. Treaba e că am ieșit să fac niște poze, că am o ținută mai interesantă astăzi. Scuze de ego, apropo. Calitatea nu se face repede și ușor și cred că ăsta este un prim factor pentru care mulți oameni renunță, deși au început să aibă o oarecare activitate. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over. E ușor să ai impresia că mă cunoști, tocmai pentru că sunt în online, postez des, postez diverse frânturi din viața mea, din zilele mele normale, din viața mea cu zi, de zi cu zi, dar dacă e să încerce cineva să mă cunoască, cel mai probabil renunță când vede că este mult prea complicat. Să fii Cassandra 100% aici și 100% în gânduri în același timp. E ca și cum ai trăi în două lumi în același timp. Să poți să observi mai multe decât cred cei din jurul tău că ai observat de fapt și totuși să te faci că nu vezi, mai ales atunci când a spune ceva legat de lucru pe care ai observat nu ar schimba nimic. Să fii la pământ și totuși atunci când te privești în oglindă să te vezi frumoasă, să-ți vezi reflexia și totuși ea să te privească. Să fii atât de imperfect și totuși să accepti asta și să fii fericit atunci când nu ai nimic având totul. Deci, cum crezi tu că e să fii Cassandra?